Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem și a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu după nașterea lui Matusalem. Să facă la fel și bărbații și femeile și să învețe din virtutea dreptului și să nu socotească faptul că nunta constituie o piedică pentru om ca să fie bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, de aceea Sfânta Scriptură a consemnat și pentru prima și pentru a doua oară, zicând că l-a născut pe Matusalem și atunci a devenit bineplăcut. Și aceasta o consemnează din nou zicând, și a fost bineplăcut lui Dumnezeu după ce l-a născut pe acesta, ca să nu considere cineva că este împiedicat de căsătorie pentru câștigarea virtuții. Fiindcă dacă suntem cu luarea aminte, nici căsătoria, nici creșterea copiilor, nici nimic altceva nu va putea să ne împiedice să părem bineplăcuți lui Dumnezeu. Căci iată și acesta, în timp ce avea aceeași fire cu noi și fără să fie dată legea, fără să existe învățătura scripturilor, fără să fie niciun altul care să-l îndrume în filozofie, ci de unul singur, prin voința lui, a arătat atâta trecere înaintea lui Dumnezeu, încât aceasta să dăinuiască până astăzi și niciodată să nu cunoască moartea până acum. Așadar, iubite frate, dacă nunta și creșterea copiilor urmau să devină piedică în calea virtuții, Creatorul tuturor n-ar fi așezat în viața noastră căsătoria ca să ne vateme în lucrurile cele mai însemnate și foarte necesare. Deoarece însă nu ne împiedică deloc în viața noastră după Dumnezeu dacă suntem cu luarea aminte, ci și aduce înăuntrul nostru mare mângâiere, care biruiește firea noastră mânioasă și nu lasă corabia să se clatine în larg, ci o pregătește continuu ca să se îndrepte spre țărm, de aceea a dăruit această alinare neamului omenesc. Că ceea ce spun este adevărat, o arată cu certitudine dreptul însuși. Sfânta Scriptură spune, Enoch a trăit 165 de ani și atunci s-a născut Matusalem și a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu după nașterea lui Matusalem. Noe era de 500 de ani când i s-au născut trei feciori, Sem, Ham și Iafet. Ia seama din nou un alt drept cu femeie și copii. Și acesta a reușit să se facă bineplăcut lui Dumnezeu și a preferat calea virtuții, contrar tuturor celorlalți și nici nunta, nici creșterea copiilor nu i-au fost piedică. Zi, sunt sora lui ca să nu cad rob la egipteni în timp ce am plecat din Canaan ca să scap de foamete. Așadar, fă-te pricina salvării mele și pentru trecerea ta să trăiesc și eu. Cuvintele patriarhului sunt pline de deznădejde, de teamă, din pricina nebuniei egiptenilor, dar și pentru că nu-i dispăruse amenințarea morții. De aceea și preferă să accepte desfrânarea femeii lui, să slujească pe bărbatul adulter prin jignirea ei ca să scape de moarte. Chipul morții era încă înfricoșător, nu se sfârmaseră încă porțile ei de aramă, nu se tocise încă boldul ei. Ai văzut ce lucruri a îndrăznit bărbatul să o sfătuiască pe femeia lui și ce îndemn primește aceea? Nu-l refuză, nici nu se necăjește și le face pe toate încât să uite prefăcătoria. Să o asculte și bărbații și femeile și să urmeze înțelepciunii și înțelegerii lor, legăturii iubirilor, evlaviei lor prisoselnice și să ia pildă din înțelepciunea sarei. Pentru că, deși a strălucit atât de mult prin frumusețea ei, la vârsta bătrâneții s-a întrecut însă cu dreptul în virtuți. De aceea s-a și învrednicit de o pronie dumnezeiască atât de mare și de răsplata cerească. Nu mi-a rămas nimic altceva, zice, ca să mă salvez, decât să spui că ești sora mea. Pentru că este cu putință ca astfel să scap de primejdie și datorită ție să trăiesc în viitor și îți voi oferi ție cealaltă vreme a vieții mele. Acestea sunt cuvinte capabile să o miște pe femeie și să o facă să-l compătimească. Aceasta este conviețuirea adevărată, adică să nu fie alipit unul de celălalt doar în momentele fericite, ci și în primejdii. Acesta este semnul iubirii adevărate, trăsătura legăturii celei mai prețioase. Nu-l face atât de slăvit pe împărat cu nuna aflată pe capul lui, cât a făcut-o de strălucitoare pe Sara această ascultare.
Deci cine nu va rămâne uimit când va cugeta la credința ei care a acceptat ușor aceasta? Cine ar putea să o laude pe măsura meritului pe cea care cu atâta înțelepciune și la o vârstă înaintată să-l salveze pe cât putea pe cel drept, s-a dat pe sine adulterului și a încuviințat conviețuirea cu un barbar? Iată, slujnica ta e în mâinile tale, fă cu ea ce-ți place. Pedepsește-o, înțelepțește-o, ceartă-o după cum vrei și așa cum îți place să te porți cu ea. Numai să nu fie cu supărare, numai să nu pui pe seama mea obrăznicia ei, pentru că n-am primit unirea cu ea îmboldit de o patimă, încât mișca de aceasta să-i dăruiesc o ocrotire neîndreptățită. Cunosc cinstea pe care ți-o datorez, nu trec cu vederea nemulțumirea robilor. Nu mă interesez de ea, nu port grijă de aceasta, doar un lucru mă străduiesc să împlinesc. Să nu te supăr, să ai toate cinstirile și să fii zbăvită de orice tristețe. Aceasta este adevărata viață de familie. Aceasta este adevărata iubire a soțului. Cel care nu cercetează cu deamănuntul cuvintele femeii lui, ci îngăduind mult datorită neputinței firii omenești, un lucru se străduiește să reușească, să alunge din casa lui tulburarea și să închege legătura păcii și a înțelegerii. Bărbații să asculte acestea și să urmeze virtuții dreptului și să dea femeilor lor mult respect și cinste și să se poarte cu ele ca și cu vasele mai slabe, ca să întărească mai mult legătura iubirilor. Pentru că aceasta este bogăția adevărată, cea mai mare moștenire, când bărbatul nu se găsește în ceartă cu femeia lui, ci sunt alipiți unul de celălalt în tocmai ca un singur trup. Că și Sfânta Scriptură zice, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Acești oameni, fie că sunt săraci, fie că sunt neînsemnați, sunt cei mai fericiți dintre toți, pentru că își petrec viața într-o liniște continuă. În timp ce aceia care nu se desfată cu această bucurie, ci viețuiesc în gelozie și pierd bunurile păcii, chiar de călătoresc cu o corabie bogată, chiar dacă au mâncăruri scumpe, chiar dacă sunt slăviți, petrec o viață mai rea decât toți, de vreme ce în fiecare zi apar tulburări în familia lor, se bănuiesc unul pe celălalt și nu pot să se bucure deloc, pentru că războiul lăuntric mereu îi împiedică și le creează întotdeauna o mare scârbă. Aici însă nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Patriarhul, prin bunătatea lui, a potolit mânia soției. I-a dat acesteia toată stăpânirea asupra roabei și astfel a umplut din nou casa cu multă pace. Iubiților, știind folosul strâmtorărilor, să răbdăm fără tânguire toate întâmplările nemulțumitoare și să fim împăciuitori față de toți, îndeosebi față de femeile noastre, și să ne îngrijim mult încât să nu le luăm pe toate în seamă când ne osândesc cu dreptate sau cu nedreptate, ci doar de un lucru să ne îngrijim, să alungăm pricina supărării și să facem pace în casa noastră încât și femeia să poată să se alipească de bărbatul ei și bărbatul să poată să alerge la ea ca la un liman din tulburările și zgomotele din afară și astfel să afle în ea orice mângâiere. Într-adevăr, femeii s-a dat ca ajutor bărbatul, încât avându-l pe acesta sprijinitor, să poată înfrunta toate câte îi se întâmplă. Pentru că atunci când este virtuoasă și chipzuită, nu îi va oferi soțului ei mângâierea care vine doar din conviețuire, ci și în toate problemele își va arăta marele ei folos, făcându-le pe toate lesne și ușor și nelăsându-l să încerce nici greutățile din afară, nici pe acestea care par în fiecare zi în familie. Femeia, ca un cârmaci iscosit în felul acesta, prin înțelepciunea ei, va liniști tulburarea sufletului și prin chipzuința ei îi va oferi o mare mângâiere. Prin urmare, pe aceștia care sunt astfel uniți, nimic nu îi va supăra în continuare și nu le va distruge fericirea. Atunci când între bărbat și femeie există înțelegere, pace și iubire, atunci prisosesc toate bunurile
și rămân neatinse de orice cursă, având un zid mare și de netrecut înțelegerea, care este după voia lui Dumnezeu. Aceasta îi va face mai puternici și decât diamantul, mai statornici și decât fierul. Aceasta îi va ajuta mai mult decât orice bogăție și avere. Aceasta îi va înălța într-o slava cea mai mare, aceasta le va dărui din prisos și bunăvoința lui Dumnezeu. Așadar, rogu-vă să nu socotim că există ceva mai prețios decât aceasta, să facem totul și să ne îngrijim să existe pace și liniște în familie, pentru că atunci copiii care se vor naște vor deveni următorii virtuții părinților lor și slujitorii îi vor urma pe aceștia și familia va propăși în orice direcție și bunăstarea lor va fi foarte mare. Pentru că atunci când preferăm cele care sunt bine plăcute înaintea lui Dumnezeu, toate celelalte ne vor veni de la sine și nu vom mai încerca deloc tristețea, de vreme ce bunătatea lui Dumnezeu ni le va dărui pe toate din prisos. Deci, ca să viețuim și noi în viața de aici fără tristețe și pentru ca să dobândim bunăvoința lui Dumnezeu, să ne îndelenicim mai mult cu virtutea, să ne îngrijim să aducem în familia noastră înțelegerea și pacea, să ne interesăm de buna purtare a copiilor noștri, să ne îngrijim de bunele moduri de viețuire ale slujitorilor noștri, încât de vreme ce primim răsplătiri bogate pentru toate acestea, să ne învrednicim și de bunurile cele făgăduite, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu al său Părinte și cu Sfântul său Duh, căruia se cuvine slava, stăpânirea și cinstea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.